ai Iașului. Calai și Onuț în centru. Ocazie la poarta lui Stâncioiu. Gol! Gol, dragi prieteni, reușit de Naidin. Minutul 48. Fotbalistul pe care Ioan Andone l-a antrenat la Oradea și la Dinamo înscrie în poarta CFR-ului. Cine ar fi crezut după ce s-a întâmplat în prima repriză că iată în al doilea minut de la reluare Naidin reușește un gol superb de pe lângă poartă. Din volet din afară. Încă o dată revedem golul egalizator reușit de Naidin. Nicio șansă pentru portarul Stâncioiu. O torpilă a lui Naidin și se pregătește să intre la Politehnica Iași.